Dacă ați rămas în pană de idei și nu știți ce cadouri să le faceți celor dragi de sărbători, Camera de Comerț și Industrie Bistița Năsăud vă invite la Târgul de Flori și Paști, primăvara cadourilor, care va avea loc săptămâna aceasta în centrul istoric. Se apropie cu pași repezi sărbătorile pascale și odată cu acestea și deschiderea târgului de flori și de paști de la Bistrița Năsăud. Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, în parteneriat cu Primăria Bistrița, organizează de miercuri 13 până duminică 17 aprilie în centrul istoric al Bistriței expoziția cu vânzare Primăvara Cadourilor, târg de flori și paști, ediția a 23-a, care se adresează în mod special publicului larg, dar și societăților din județul Bistrița-Năsăud. Dacă în mod normal sărbătorile pascale ne duc cu gândul la slujba de înviere, la cozonaci, ouă roșii și mâncăruri tradiționale, pentru copii și nu numai, Paștele este o ocazie de a primi cadouri. Deși epurașul de paște nu este o tradiție românească, acesta a devenit un animal simbol asociat cu sărbătoarea de paște. Expozanții s-au pregătit cu o gamă variată de articole, de la produse tradiționale, îmbrăcăminte, decorațiuni și produse senaturiste până la pachete turistice și automobile.